Vă pup, dragi oameni buni. Uitați-vă aici. Situația e foarte gravă, nu gravă. Este gravă situația, dragi oameni buni. Deci închipuiți-vă că astea toate remorcile care suntem luni și uitați-vă ce aici. Bă, aici nu avea loc să pui remorcă. Voi vă imaginați? Noi vorbim aici despre un contract de hârtie igienică care să aducem foarte bine aminte că pe pandemie au fost probleme cu acest sector numit hârtie igienică. Deci vorbim despre o ramură care nu este un moft. Uitați-vă la câtă gaură acolo. Uitați-vă aici. Ha? Vorbim cu băiatul acum de care lucrează în office. Bă, zic că ați făcut schimbări aici în office. Zice, da, pe fiecare nu facem schimbări. Păi din ce văd cum arată office-ul 2771? Nu mai lucrează atât de multe persoane cât lucrau înainte. Zice, nu. Aveam înainte 45 către 50 de comenzi pe noapte. Voi vă dați seama înseamnă 50 de comenzi pe noapte? Și de obicei aici se livrează o remorcă întreagă unde livrezi. Nu am avut niciodată două descărcări pe modelul ăsta de mărful. Știi? O remorcă întreagă se livrează. Păi înseamnă să încarci 45, nici șantă nu cred că mă iau. Deci nici șantă nu cred că mă iau. Ce înseamnă să faci să încarci 45 de remorci pe noapte? Ha? Cum facem? Acum știți câte comenzi au pe noapte? Una. Că și întrebai. S-a dat afară masă. Voi ce concluzionați? Unde ajungem? Ce se întâmplă? Eu cred că este o premeditare și oamenii care nu aveau rădăcini bune în această țară au tăiat-o. Nu mai știu cât e populația Anglia în momentul de față, în momentul în care filmez acest vlog, dar cred că a scăzut dramatic față de ce era înainte. La un moment dat mă uitam pe statistici, dar nu mai bag capul și cu chestia asta de la un timp. Dar presupun că populația din coada de apă a scăzut dramatic și mi se pare mai degrabă o chestie gândită, pentru că după cum bine vedeți în perioadele astea așa nu mai știu ce taxe să le mai bage în plus. Adică cumva fiecare stat trebuie să aibă grijă de podoabele lui. Infecționalitatea crește și cumva e mai ușor să ai grijă de mai puțini oameni decât de mai mulți. Nu e ce spun eu? Nu fi cum spun eu și ce îi spun eu? Sau îi bărmăși la nasul pe aceeași eu? Oare asta este vârful icebergului sau e doar începutul? Aia e întrebarea culminantă. E părăsală puternică, dar eu cred că cei care n-au prins rădăcini, eu am de muncă. Am de muncă să mă bată mama. De exemplu, toată săptămâna asta am de muncă non-stop. Și să fiu sincer, dacă s-ar să mă gândesc că anul trecut am făcut mai puțin bani decât fac anul ăsta. Chiar dacă am cheltuit cu proiectul cu Duba. Și proiectul cu Duba nu este un eșec. Din ce cauză? Poate nu azi îmi scot banii. Poate nu mâine. Poate nu într-un an, dar în 2-3 ani tot mi scot. Tot. Și măcar mi-am făcut nebunia și am învățat și multe chestii. Poate vine Crăciunul, dragi oameni. Chiar știa cineva, nu vine Duba că vine Crăciunul. Uite când aștept un Crăciun la șef și eu. Dacă cumva se întâmplă ca de acest Crăciun să se mișe treaba pe bursă, știți ce fac, nu? Emigrez. Mă duc cu Duba. Dar asta înseamnă să-mi iau 2 lire pe mine. Dacă mi-au 2 lire pe mine cu Duba, mă duc. Dacă nu, nu. Cel puțin să-mi iau un job, că am schimbat strategia și am învățat foarte multe. Acum știu cum să pun problema. Pentru că înainte nu știam. Joburile astea scurte, nici nu mai vin să dau ele. Că dacă ies din casă și mai bun, dacă mă trec la 7 dimineața pentru 55 de coco să bag un job de 25.000 pe sens, nu-mi vine. Vă spun drept. Mai bine stau liniștit și dorm și intru noaptea pe tir și îmi iau 170 fără să stau pe rampă, vorba aia. Înțelegeți? Deci trebuie să-mi iau un job de măcar 100 și ceva de mile ca să-mi iau 200 pe să fie bine. Îmi iau 200 încolo și înapoi dacă mai scot un 50, 100, 150, 200 e altceva, altfel sau treburile, nu? Dar mi-e greu să cred că se ridică treaba din ce pot observa eu.
Acum eu sper să nu mă luați cu din alea, că vezi, Doamne, oamenii nu se mai șterg la cur și s-au dat pe cârpă, glod și alte nebunii din astea și alte fetișuri. Eu cred că cea mai mare problemă este lipsa populației. Adică, noi eram învățați să muncim la un anumit nivel în cauza faptului că aveam și pentru cine. În momentul de față, pur și simplu nu mai avem pentru cine munci. Nu știu dacă asta face sens. Dar pentru mine face foarte mare logică. Eu nu cred că oamenii au încetat să șteargă la cur de când de pe COVID încoa, nu. COVID-ul a fost un restart. M-am uitat pe aeropoarte. Pe aeroport la fel, n-am văzut atâta liniște pe aeroport de când mama a făcut. Eu atâta liniște pe aeroport în Anglia n-am văzut de când mama a făcut. Deci bă, închipuiesc că toți oamenii care vin să călătorească merg pe maxim două rânduri și mi-aduc aminte acum vreo 2 ani. Ce de pitraș de sărbători am zis? 2 ani, mai bine de 2 ani, mă. Câțiva ani buni în urmă. Bă, am ajuns dimineața pe aeroport. Norocul meu știe ce a făcut, că cum sunt jaloanele dacă ați fost la Luton, m-am băgat și treceam pe sub jaloane, că pierdeam avionul. Bă, dar nu mi-a spus nimeni nimica. Dar pierdeam avionul dacă nu făceam chestia. Așa că, dragi oameni, eu cred că nu mai avem pentru cine munci. Aia e cea mai mare problemă. Dați-vă numai câtă părăsală. Hă? Și-a plecat lumea, mă. S-a speriat în geap brusc. Cei care erau în dute vino. Vezi, băi, Anglia asta a fost o țară de mult și probabil încă mai e pe aici pe acolo. Dar nu atât de mult ca înainte. Adică o vacă de mulți, cum ar veni, știi? Aici veneau oamenii și făceau bani. Foarte mulți înainte și mai puțin în momentele de față. Pentru că dacă n-ai prins rădăcină bună în momentele astea, te plângi de muncă, te plângi de muncă și tu mai merită să mai stai. La un moment dat. Că dacă n-ai de muncă, ce să mai stai? Plătești chirie, mâncarea s-a scumpit, mâncarea nu atât de calitate ca în alte țări. De exemplu, nu ai mâncare de la țară, de la bunica, un pui la un aia, oaia. Am zis că fac un program acum eu cu a mea, să primim mâncare din România. Câte un pui, câte oaia, oată pe lună, umplem frigiderul cu mâncare din România. Da? Buf. Vezi că pe măsură ce noi suntem foarte mulți și calitatea produselor din jurul nostru se face pentru, vezi voi, cu cât suntem mai mult, cu atât ne degradăm cumva, parcă, știi? Dar nu văd o condiție mai bună în momentul de față, știi? Adică, na, e politică și astea nu sunt neapărat subiectele mele. Băiatul ăsta n-a mișcat camionul ăsta, cred că, de luni de zile aici. Cel puțin n-am văzut pe aici de mult. Te pup, mă, șantări, te pup, viața mea! E și șantări, mă, că zic că nu e șantări. E cineva. Dacă se vând camioane, dar nu dacă mă urmăriți pe Instagram, am pus zilele astea, scria unul că vinde man. De el vine DAF toată ziua. Bă, se vând camioane 2015, 2016, 2007, 300.000 de kilometri, de mile, etc. Cu prețul la care îl iau eu Duba, am luat eu Duba. Vă vine să crezi? Cu 10.000 ții camioane. Care va zică ce nu ții? Ce să fac? E mult mai complicat decât data. Din ce cauză? Îți trebuie licență de transport una la mână, îți trebuie spațiu de parcare alta la mână care trebuie să-l plătești. Și nu e muncă în momentele astea ca să poți să te arunci la ceva de genul. You alright, Paul? Yeah, I know that one. You? At 3 o'clock, I think, in the morning, I got one more trailer. And it's busy in a warehouse, and they are not so fast when I tipping the trailer. I was in Liverpool now. I've been in the bay 2 hours. 2 hours? Here is quiet for you, yeah. But not in Liverpool, I mean, not in a warehouse. Not as many people in Korea, less million. Yeah. I think the bigger problem it is, you in UK are not so many people like before coronavirus. Do you know, do you have data about that? I mean, how many people was before and how many were now? Do you know? You don't know. Second problem with the UK is they don't care. Anywhere you go, they don't care. If you want to say like this, nobody care, like your family care about you. No, no, but system. The system. We are too many to care about us. Yes. All right, see you, buddy. See you. Take care. Lasă-vă la așa de sistem, le pasă de ăștia cu beneficii. Le pasă să fie beneficiul puternic acolo. Oricum tu duci viață bună, viața mea. Și cu asta m-am încercat într-o bună zi. După aia ne-am prietenit. Bă, există o categorie de oameni, vă spun drept.
Dacă nu te cerți cu ei, n-ai cum să ai o relație de prietenie, de ceva, știi? După te certa cu el, gata. După ce ne măsurăm puterile, ca să vedem. Că până atunci, în momentul ăla, tu mă datezi ca pe prost. Înțelegi? Aia e problema cu te unică. Vedeți voi, te ia de prost și când te cerți cu el, își dă seama, bă, stai că ăsta nu e prost, bă. Și ce face? Îmi umflă capul. Cum mi l-am umflat eu pe la, nu știu dacă ați văzut vlogul cu ăla care m-a încertat. Și vede, bă, ridică sângele la cap, știi? Ia să nu mai cer cu el, că mă ia capul cu ăsta. Și decât să-mi fac viața grea, îmi fac eu viața bună, știi? Acum o să mă uit prin comentarii ce părere aveți voi despre lipsa muncii, dar eu cred că se leagă foarte bine cu lipsa oamenilor. Adică, practic, nu cred eu că oamenii chiar nu se mai șterg la cur, că și-au luat o cârpă mică, se șterg cu ea la cur, după aceea o spală la ghiuvetă și o pun pe care felul să o suce. Sau prosop. Sau mai rău, glut. Ne-au întors la vremurile la care oamenii se șterg la cur cu glut. Părerea mea sinceră și personală asta e, o să mă uit în comentarii ce părere aveți voi. Vă pup, mă, sunt pe aceea noaptea. Ne auzim pe ce vin curtea școlii. Stimă vă, dați-mi un like putere și un follow pe Instagram în cazul în care vreți. Acolo mai țin la curent pe story. Data viitoare, grijă de voi și de trupurile voastre. Liber, colegu! Ial! Merg mă ușor că se-mboardă marfa în ea. Go prost of recording.